Da, este. A luat-o băiatul. Da, deci ăla nu era numărul lui, ăla era prea mare de la Strike Pro. Ăsta e numărul lui. E frumos, să știți. Ori așa se simte în...
I-am pus un ratrin așa mai mic. Este. A luat-o băiatul. Da, deci ăla nu era numărul lui, ăla era prea mare de la Strike Pro. Ăsta e numărul lui. E frumos, să știți. Ori așa se simte în curent, nu, pe la kilogram așa. Ia să vedeți. Ia uitați. Deci am mai descoperit ceva care aveam în trusă și n-am folosit și place la domnul Ovat. Ce frumos l-a luat. S-a dezgățat, poate se eliberează singur. Hai să-ți fac o poză din încă. Ce spectacol face. S-a dezgățat singur, nu mai bine. Da, prieteni, a venit la ratlinul ăsta. Am găsit ceva și ce-i place când merge canalul. Ia uitați-l ce frumos e. Navat frumos. Sănătos. Care o să le eliberăm. Hai băiat, vreau să văd cum pleci. În viteză. Este. Continuăm. Stă mai bine în curent ăsta. Și exact așa pe dimensiunea lor, la kilogram cam asta e dimensiunea 4 cm. Thank you.
Da, prieteni, am avut o partidă cu barca. Am mers o grămadă pe Siret. Pe cu vreo 5-6 km am văzut o săritură. Nu știu ce se întâmplă pe Siret, în zona unde pescuiam. Zici că e otrăvit. Nu mai sare niciunul. Îi curentează noaptea, nu știu ce le face. N-am ajuns pe mal, am strâns barca, stăreau acolo pe mal, unde mă lansez la... N-am reușit să prăsesc niciunul. N-am mai postat. Multă babușcă are, mulți peștișori. E imposibil să-i prind.